De Sfântul Nicolae, tinerii din Mediaș care au obținut rezultate deosebite la diverse concursuri au fost premiați cu diplome și bani de municipalitate. Eleva Corburan Raluca, locul întâi la tenis de masă. 157, mai mulți și ați observat și dumneavoastră ce varietate de discipline, că sunt discipline sportive, că sunt științifice, că sunt de creație culturală, pictură, literatură, deci ce o varietate extraordinară în care copiii din Mediaș excelează. Nu pot să fiu decât bucuros pentru faptul că, iată, sunt mai mulți decât anul trecut. Tinerii spun că premiile obținute sunt rezultatul unei munci depuse pe parcursul unui an de zile și speră ca și în anii viitori să se întoarcă de la concursuri cu cât mai multe premii. Premiul ăsta pentru mine înseamnă multă muncă și aș vrea să fie așa în continuare. L-am obținut pentru locul întâi la campionatul național de tenis de masă, unde a avut loc la Buzău și mă bucur. Înseamnă mai multă muncă și o bucurie, ce sperăm. Anul trecut la European în locul întâi. Este un început, vreau să continui și la anul, poate și mai bine, și acest premiu l-am câștigat pentru desen. Tot în cadrul festivității de premiere, un tânăr din Mediaș care a frecventat cinematograful s-a ales cu o tabletă, iar Teodor Neamțu i-a îndemnat pe tineri să vizioneze filme și la cinematograf. Tinerii premiați alături de reprezentanții municipalității au aprins apoi iluminatul festiv de sărbători.